am fost cu Daniel la urgență, că na, e fiind sâmbătă, n-aveam unde să mergem cu el, pentru că de aseară am observat că are așa un început de conjunctivită, dar azi dimineață deja erau ochișorii așa mai lipiți și nu vreau să stau până luni, că până luni se mai înrăutățește, așa până luni mai avem șanse să se simtă mai bine. Mai ales că dacă e tratată de la început, atunci nu se agravează, na. Și am stat 3 ore pentru că era plin la copii. Au venit foarte mulți. Eu mă simțeam nașpa așa că am venit cu Daniel cu conjunctivită. Dar au venit alții cu tuse, cu febră 38,8 sau cât s-a zis? 38,3 și nu-i febră. Na, în fine. Na, fiecare părinte na, reacționează altfel. Poate unii au un singur copil sau speriat sau așa mai departe. Dar ideea este că erau foarte mulți copii și am stat 3 ore și am așteptat pentru un consult care a durat 3 minute să îl consulte pe Daniel și să ne dea rețetă. Eu știam ce medicamente îi trebuie, că am mai avut, dar nu-ți dă fără rețetă. În fine, important este că am obținut rețeta, cu să găsim și o farmacie deschisă sâmbăta până mai târziu, că în general la 1 se închid sâmbăta farmaciile. Și după aia să mergem acasă la ceilalți copilași. Și e foarte scumpă parcarea, pentru 3 ore am plătit 4 euro, asta cât vine, vreo 18 lei, nu? Deci mi se pare foarte scumpă parcarea. Da, măcar este parcare, nu a trebuit să ne învârtim 150 și de ani. Și nu trebuie să dăm șpagă la doctor. Și nu a trebuit să dăm șpagă la doctor, dar nici nu a trebuit să căutăm, că e și nașpa când te duci la spital și jumătate de oră te învârți că nu găsești loc de parcare. Așa, măcar este, plătești și la doctor. La un moment dat ați văzut că a dormit Daniel, dar așa rău mi-a prudel că a trebuit să-l trezesc. Asta e, bine că măcar avem rețetă. Și acum să mergem acasă, Dana a rămas cu fetele acasă. Da, a spus că e liniște, e tot ok. Na, ce să facem? Ce să facem? Se mai întâmplă și de astea. Da, și nici nu știam dacă luni e deschis, până la cel e deschis la pediatru, marți, cum e cu... Na, sfârșit de an, început de an. Și de obicei așa se întâmplă. Nu știu cum sunt copiii altora, dar pe-ai mei îi apucă ceva în weekend și în vacanță și nu... Numai atunci se întâmplă câte ceva. Nu știu dacă v-am spus, dar am primit pentru Daniel picături de ochi. I-am pus când am venit acasă și i-am pus și în seara asta. Bineînțeles că nu-i place deloc când îi punem picăturile. Ce se întâmplă aici? Stăm pe aici. Ce faci, Lilișor? Își permite că e curat. Te-ai parfumat? Te-ai parfumat? E o frumoasă și o pufoasă. O pufoasă, da. Ai dat-o cu Lenor? Să fie pufoasă și mătăsoasă. Da, și ce am mai făcut noi astăzi? Că de filmat cam slăbuț. Da, ne-am ocupat de copii, de cățel. Eu am acum niște brioșe la cuptor. Vreau să le scot și să mai bag alte brioșe. Vreau să fac brioșe cu nucă, că așa de mult îmi doream să mănânc brioșe cu nucă, doar că nu era bine închisă punga cu nuci, nu am pus niciun borcan, că eu de obicei pe astea le țin în borcan ca să se mențină mai bine și aveau așa puțin un gust de la rânced. Și am zis că nu-mi stric brioșele, așa că am pus alune măcinate, dar vreau să mănânc cu... Că de-aia am și făcut două porții, că vreau să-i fac lui cu stafide. Că știu că îi plac cu mere și cu stafide. Și vreau să fac și cu mere și cu nuci. Și de-aia am vrut să fac și porția a doua. Și când să pun nucile, publicitate. Dar nu-i nimic, facem cu altă ocazie. Tu ți-a rămas un moț în frunte. Da. Și nu mai ziceți că o fac eu și dreg eu și nu știu, adică noi ne împărțim treburile, că dacă nu m-ar ajuta Florin, de exemplu, el a spălat-o pe Lily
eu am culcat-o pe Melissa, el i-a dat medicamentele Claudiei, eu am putut să fac brioșe, adică ne împărțim, că dacă ar trebui să le fac eu pe toate, nu aș mai face brioșe, m-aș lipsi, da. Asta este cheia succesului, să ne împărțim, colaborăm. Să colaborăm, să ne împărțim sarcinile, sunt lucruri la care el se pricepe mai bine, sunt lucruri la care eu mă pricep mai bine și atunci fiecare să facă ce poate mai bine, că și restul, unele, sunt unele chestii pe care putem să le mai învățăm, chiar dacă nu ne pricepem, adică nu e o scuză să spui, a, eu nu pot să fac și gata, să te dai la o parte. Important este să ai voință. Da. Aștept ziua când o să schimb uleiul la mașină. Să schimb uleiul la mașină? Dacă vrei, tața viitoare, schimb eu uleiul la mașină. Nu promit că o să iasă ce trebuie, dar nu mă dau înapoi. Nu, glumesc. Adică sunt și lucruri care trebuie făcute. Care țin de bărbați. Și care țin de femei. Da, dar până acum așa numai nu m-am urcat pe casă, că în rest prin casă am făcut cam tot ce s-a putut. Nu. Și asta e important, că până la urmă fiecare, adică facem pentru familia noastră, adică e normal să facem ce putem și cât putem. Exact. Trebuie să merg să-mi scot brioșele din cuptor. Am scos prima tură, am mai băgat o tură. Aici sunt dragele de ele. Au crescut. Bine că am împărțit toată compoziția, am împărțit-o doar în 10. N-am mai împărțit-o în 12. Pentru că nu aveam destule hârtiuțe din astea. Și vreau să le fac diferențiat, adică pe alea cu nucă, care ar fi trebuit să fie cu nucă, să le fac cu hârtiuță roșie și pe asta să le fac cu de-astea. Și am zis că hai că împart numai în 10. Și au ieșit cam măricele și o să mănânc una acum. Deci eu dacă nu mănânc o brioșă sau o ceva atunci când e caldă și abia scoasă din cuptor, deci eu nu rezist, nu pot, n-am cum. Uite-te ce frumoasă este ea. O bunătate. Rețeta este pe canalul principal, este o rețetă mai veche de brioșe cu mere. Mai veche. Dar încă este foarte, foarte bună. Uitați ce frumos arată și la interior. Cu mere, cu stafide. Arată foarte, foarte, foarte fain. E gata și a doua tură de brioșe, dar nu mai e gust. Mi-ajunge una, m-am spălat pe dinți, vreau să mă bag la somn, vreau să închei filmulețul, vreau să vă spun că se simte mai bine Claudița. Adică, pe de o parte, s-a simțit mai bine, a fost mai liniștită, pe de altă parte, a fost mai greu să-i dăm să mănânce, pentru că tot își făcea greață. Na. Ce să zic? Zilele trecute... Nu se simțea bine, era mai supărată, mai așa, dar puteam să-i dăm mai bine să mănânce. Asta e, când una, când alta. Dar o să fie bine. Cam atât în acest filmuleț. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor.